Episcopia Romano-Catolică din Iași a primit avizul prealabil în vederea înființării ansamblului muzeal catolic din Iași. Documentul a fost eliberat de Ministerul Culturii și presupune amenajarea pentru început a 3 spații muzeale. În urma unor săpături efectuate în interiorul catedralei, au fost identificate ziduri din timpul voievodului Alexandru cel Bun, care au aparținut primei biserici catolice din Iași. Ansamblul muzeal catolic Iași a luat naștere în urma conștientizării faptului că Episcopia Romano-Catolică de Iași deține un patrimoniu extrem de valoros, descoperit în urma săpăturilor arheologice care au avut loc aici în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași, în cadrul proiectului de restaurare și consolidare încheiat în toamna anului 2021. De asemenea, au fost descoperite numeroase bunuri culturale. Veșminte preoțești, însemne religioase extrem de valoroase din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere al materialului din care sunt produse, dar și bunuri de natură arheologică, precum cahle de secol 16-17, deci fragmente de ceramică, sau monede, chiar emise din perioada lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare sau Vladislav Jagello, monede care ajută istoricii la datarea anumitor perioade, mai ales în ceea ce privește ridicarea primului edificiu catolic aici. În acest moment, ansamblul muzeal catolic Iași cuprinde 3 spații: Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Cripta Catedralei Istorice și Memorialul Durcovici, aflat la subsolul Catedralei Sfânta Fecioară Maria Regină. În perioada următoare va fi amenajată în criptă prima expoziție permanentă a noului muzeu.